Bun aventurier! După cum ați văzut și pe thumbnail, avem cutia 4-pack, adică cu 4 păpuși mari și 4 mici, remix! Este imensă! Nu știu cum să vă explic, ia uitați! Cât de mare e! Atât este o păpușă OMG pe lângă ea. Deci este lungă cât una, două, aproape 3 păpuși OMG. Și e grea! Nu cred că voi reuși să o desfac într-un video, pentru că nu vreau să dureze o oră. O vom deschide toată săptămâna aceasta. De-abia aștept. Am lăsat camera mai jos ca să vedeți. Am tăiat scociul de jur împrejur și cum o deschidem? Cred că se deschide așa. Avem instrucțiuni, zice una să o tragi în sus, una să o învârți, cealaltă să o rupi și îți arată numerele și la fiecare ce trebuie să faci. Avem aici numărul 1, numărul 2 și 3 unde e? 3. Ok, 4, 5, 6. Deci această boxă este prima. E complicat, dar eu o deschid și voi o să vedeți cum ca să știți. Acest carton este lipit cu scotch aici în partea de jos și puteți să-l dați deoparte. Boxele sunt din carton. Mi-ar fi plăcut să fie din plastic ca să-l pot păstra așa, dar nu este. Plastic este doar aici. Aceste cutiuțe sunt din plastic. Partea aceasta gri. Sertarul. Cam atât. Deocamdată văd de plastic și mânerul. M-am speriat când am deschis pliantul. Zic atâtea instrucțiuni pentru o cutie, dar de fapt sunt în mai multe limbi. Avem poza fetelor. Ele sunt cele care deschid concertul și ele sunt trupa principală. Știți că de obicei la concert înainte intră cineva ca să facă încălzirea, o trupă mai mică și apoi vine trupa faimoasă care dă concertul cel mare. Iar instrucțiunile sunt acestea. Ce scrie aici? The Super Sonics. Acesta e numele trupei, dar e scris foarte ciudat și nu-mi dau seama aici Sonics. Aici scrie clar Super. A, da, uitați aici. Numele trupei Super Sonics. Așa se numește formația. Numărul 1 și numărul 2. Avem două surprize. Ghetele pentru Betty și cismele lui Metal Babe. Dacă aveți păpușelele, deja le știți. Metal Babe are o cismă neagră, una roz, iar Betty are o pereche de ghete verde neon. Pentru numărul 3, 4, 5 și 6 spune să învârtim ca să găsim surpriza. A, are scoci. Nu știu dacă era prea jos, dar uitați, se învârt ca să puteți să găsiți surprizele. Nu mai știu care era ce număr, dar le deschidem pe toate. A, o chitară. Vi le arăt imediat. Un alt instrument. O altă chitară. Și un pian. Avem o chitară roșie cu imprimeu de leopard. Și cu breteaua aurie. Vedeți, așa trebuie să vină surpriza, chitara cu breteaua, nu cum au venit în cutia remix separate și numărate ca două surprize. E drăguță, îmi place, tot ce e cu imprimeu de leopard mie îmi place. Încă o chitară, de această dată în formă de inimă, cu roz și negru, cred că aceasta e pentru Metal Babe, și cu bretea argintie. Avem un pian negru cu alb, cu bretea argintie. Dar are și picioruțe, cred că se poate pune pe masă. Și două discuri aurii care formează instrumentul talger. Și bat ritmul cu ele. Mergem mai departe la numărul 7 și 8. O altă pereche de cizme, cred că aici e cealaltă pereche de încălțăminte. Cismele lui Fierce cu imprimeu de leopard și talpă roșie și cismele lui Go-Go Queen negre sclipicioase. Știți că am o problemă cu scociul. Cel care este lipit aici pe box e foarte bun, se deslipește, nu rămâne nimic în urmă. În schimb, cel care este de jur împrejur rămâne partea aceea lipicioasă, dar dacă tot aveau scoci bun, de ce nu l-au folosit pe toată cutia? Nu înțeleg. Mergem mai departe. 9, 10, 11, 12. Le-am pus în ordine ca să nu mă încurc.
Prima dată avem hârtia neagră. Wow! Ochelarii pe care îi poartă Fame Queen, de plastic gri, semnul fulgerului, cu textură în mai multe unghiuri. Ochelarii lui Bad Girl sunt verde neon, arată ca și când curge vopsea. Scrie pe ei Bad Girl cu auriu. Ochelarii lui Metal Chic pe laterală au ca o pânză de păianjen, iar forma lor este foarte interesantă și ciudată în același timp. De data aceasta nu mai avem o pereche de ochelari, ci o coroniță aurie care se prinde în păr. Este ca o clamă. Numărul 13 urmează, este aici sus, lângă 14, apoi 15-16 în partea aceasta. Trebuie să ridicăm acest capac. Se pare că nu trebuie să ridicăm, trebuie să tragem în față. Nu știu ce se întâmplă. E goală. Stați puțin. Deci se pare că această parte trebuie doar deschisă și să dăm cutiile deoparte. Vă arăt așa. Deci am deschis și zice să scoatem toate cutiile astea. Iar apoi în partea cealaltă la fel. Aici avem scena cu un perete de cărămidă, boxe, multe lumini neon. Scrie live music, adică muzică live, un disc de aur pentru The Queen, un glob de discotecă, o masă cu două sucuri și două scaune super cool. Pe partea aceasta avem un poster cu Stardust Queen, o altă masă cu suc de lămâie, de lime și un energizant. Podeaua este alb negru. Aceasta e prima scenă, e super drăguță, îmi place. Acum ne mutăm în partea cealaltă. Cred că acestea trebuie să fie goale, au fost puse doar să susțină ceva. Iar această scenă este și mai frumoasă. Rock the House, postere, Battle of the Bands, bătălia trupelor, Alt Girl și Shadow, 80s BB, Bring the Noise, MC Swag was here, bineînțeles că MC Swag trebuia să măzgălească ceva pereți, Purple Tears, s-a mai văzut discul acesta și pe altă cutie, o chitară pusă în carcasă, multe bagaje, o lumină neon, pe partea aceasta este o păpușă remix, Rody, și o masă, ușa la intrarea în culise, scrie VIP și este o ușă roz cu multe upsie build-uri, iar pe peretele din dreapta sunt multe lumini neon. Am închis boxele, numărul 17 este în mijloc, apoi în sertar 18 și 19. Puteam să le deschidem pe acestea primele și apoi să urmeze boxele, nu știu de ce ne-au pus să le scoatem. Să vedem numărul 17. Wow, ce frumoasă e! Seamănă cu prima, cu aceasta, doar că forma este diferită. Aceasta e formă clasică rotundă, aceasta este mai triunghiulară. Nu prea mă pricep la chitară, care e clasică, care bănuiesc că asta e electrică și dacă au vreun nume deosebit, dar oricum sunt super. Are o bretea aurie, lanțuri aurii, același imprimeu de leopard cu negru și roșu, butoane, un speaker, iar aici sunt butoane numerotate. Haideți să o deschidem să vedem dacă cântă. Nu știu dacă cântă de capul ei sau dacă este în funcție de cum apeși tu butoanele, începe să-și formeze un ritm. Interesant oricum. Numărul 18, în sertar. Suportul acesta negru se pune pe păpușă ca să poată să țină tobele în brațe. Aveți grijă că sunt și obiecte foarte mici. Dacă aveți bebeluși prin preajmă sau animale, să nu le înghită. Deci fiți foarte atenți. Aici avem niște accesorii. Această gentuță în care pui bețele de la tobă. Și aceasta care cred că aparține tobei. Tobele.
cu negru și galben neon. Fiecare parte este numerotată. Super tare! Chiar sunt mișto! Au combinat chestia asta cu păpuși și muzică și instrumente care cântă. Sunt impresionată de tot acest set și tot acest concept. Să vedem numărul 19. Cum îl desface? Așa. Am descoperit, are arici și trebuie să tragem. Acest sertar trebuie scos de tot pentru că scena nu se poate lăsa în jos dacă este sertarul acolo. Ta-da! 4 cutiuțe și un covor și mizerie. Din nou au lăsat mizerie fetele în urma lor. Na. Ordinea este următoarea: 20, 21, 22, 23. Apoi pe laterale avem 24 și 25. Ne zice să învârtim de acest buton ca să descoperim păpușa. Aha! Haideți să le învârtim pe ambele, pentru că acestea nu știu cum trebuie să le învârt. Înăuntru este tadam, fier. Aceasta este păpușica, la fel cum o știm din seria Under Wraps. O să le aduc și pe celelalte din seriile trecute ca să le comparăm, dar întâi să le deschidem pe toate. Cealaltă pungă este neagră și aici o avem pe Go Go Queen. Ea face parte din seria Confetti Pop. Era păpușă rară în acea serie. Are sclipici din clubul Glitterati și bigudiuri în păr. Și acum să vedem cum învârtim celelalte două cutii. Ok, am descoperit. Scrie aici, trageți și scoateți. Nu l-am băgat de seamă, am crezut că se poate recicla, că arată că cutiile de plastic sunt reciclabile și nu am citit. Dar trebuie să scoatem acest carton ca să vedem rotița și să învârtim cutiile. Am descoperit rotițele, dar acum o pot învârti și fără rotiță. Înainte era blocată. În cutia 22 avem o pungă verde. Ta-dam! Aceasta e Betty cu păr de plastic. Îmi place foarte mult de ea și de Metal Babe pentru că au părul diferit de cele din seriile originale care aveau păr adevărat. Mi-ar fi plăcut ca și celelalte două să fie invers, să fie cu păr adevărat, ca să fie diferite de cele vechi. Are părul verde, o șuviță neagră, la spate coada e verde, partea de jos este neagră, cercei aurii, machiaj verde neon. Îmbrăcămintea este aceeași, cu body negru și ciorapii rupți în dungi alb și negru. E super cute! Să vedem și ultima. Ta-da! Oh, de ce are bărbia stricată? Așa arată. Am tăiat puțin din plastic, dar tot se vede urât. Uitați și de aproape, vedeți cum e lipit? Ea este foarte drăguță, cu o sprânceană roz și una neagră, părul în două culori, machiaj la ochi și cu ciorap de plasă care sunt rupți. Pentru 24 și 25 va trebui doar să tragem în afară sertărașele. Avem o punguță roz și una neagră. Vreau să vă arăt că punga neagră pătează. Uitați, sertarul era puțin murdar și am frecat aici punga. Și într-adevăr, a rămas pată, așa că dacă vreți cumva să le păstrați, să faceți ceva cu ele, aveți grijă pe unde le puneți, să nu vă păteze lucrurile. Avem coronița lui Metal Babe, cu aceeași imitație de pânză de păianjen și o inimă frântă, roz și negru, în mijloc. Pălăria lui Fame Queen este tăiată așa în mai multe unghiuri și reflectă lumina foarte frumos. Partea din față este cu auriu și atârnă un medalion. Dacă nu ați observat, vreau să vă arăt că aici avem standuri pentru păpușele ca să le putem expune. Acum urmează casetele. Ele sunt perforate de jur împrejur și va trebui să le rupem
Dar vreau să văd dacă pe aici, pe sus sau printr-o parte aș putea să iau surprizele fără să distrug acest perete. Ok, am făcut o pauză să descoper ce și cum este cu această cutie și să mănânc, că mi-era foame de la atâta unboxing. Partea cu casetele, într-adevăr, se pot scoate pe deasupra și nu știu, mă gândesc încă dacă să le rup sau să le scot, să le extrag ca să rămână peretele așa frumos. Dar acelea conțin accesorii pentru păpușile OMG. Eu caut hăinuțele pentru păpușelele mici și ele sunt în fiecare dintre celelalte cutii. Adică, aceasta este una din cutiile pe care le-am dat deoparte, numărul 34. Înăuntru este Metal Chick și Bad Girl. Ele se deschid așa, dar aceste părți se pot trage afară. Aici înăuntru sunt păpușile OMG și aici sunt accesorii. Primele două accesorii am descoperit că sunt pentru păpușelele mici, sticla și îmbrăcămintea. Aici la fel, iar la cealaltă cutie de asemenea. Se pot trage, am deschis un pic. Voi scoate accesoriile pentru păpușelele mici ca să le îmbrac. Iar păpușile OMG le vom vedea într-un alt video. Deja acesta este foarte lung și v-am spus că nu vreau să fie un video de o oră. Dar acum, haideți să îmbrăcăm păpușelele mici. Se pare că nu e așa ușor. Nu găsesc două din sticluțe. În această cutie a lui Ferocious avem multe ușițe mici și multe numere. În spatele primelor două găsești îmbrăcămintea și sticla de apă. Dar la Fame Queen ai trei ușițe, una mică, încă una mică și una imensă. Sub cea imensă sigur nu este. M-am uitat sub aceasta de jos și nu este. Aici sus, la 56, este îmbrăcămintea, deci nu găsesc sticla de apă. Probabil o fi aici, dar nu vreau să verific toate căsuțele și să-mi stric surpriza pentru data viitoare. Același lucru se întâmplă și la celelalte două. Probabil sunt pe undeva, le vom găsi data viitoare. Acum haideți să vedem ce am găsit. Vom desface întâi punguțele albe cu imprimeu de leopard roșu, care aparțin lui Fierce. Avem sticla de apă și ținuta. Sticla de apă o cunoaștem, cu imprimeu de leopard, partea din mijloc neagră, capacul roșu. O voi îmbrăca ca să vedeți ținuta mai bine. Îi pun și cizmele. Aceasta este ținuta pe care o știm deja. Toată este îmbrăcată cu imprimeu de leopard, o bluză scurtă și un pantalon scurt. Hârtiile roz care aparțin lui Metal Babe, cutia de lapte și ținuta. După cum am văzut, vine cu această cutie neagră cu capac roz pentru lapte. Este îmbrăcată cu tricoul negru pe care scrie Baby. Fusta în două culori, opus părului, negru pe partea aceasta și roz pe cealaltă parte. Aici are un patch negru, pe partea asta nu are nimic roz. Și cizmele care sunt la fel cu părul. Betty are doar o punguță verde pentru că, așa cum am zis, nu am găsit sticla. Și Go Go Queen la fel. Îmbrăcămintea lui Betty, probabil o știți deja, cu un top negru pe care scrie bad, adică rău. Un short negru cu ținte aurii și câte o dungă verde neon pe laterale. Ghetele sunt și ele verzi. Și Go Go Queen cu ținuta ei lucitoare, neagră, cu sclipici argintiu. O jachetă sub care are o bustieră alb cu negru în dungi. Chiloți cu un fermoar argintiu în față. Cizmele care se asortează cu toată ținuta. Acestea au fost păpușelele, dar să le comparăm și cu cele vechi pe care le aveam deja. Fierce, cea din dreapta, adică aceasta, dreapta mea, care are brățara, este cea veche. Pentru cea de astăzi nu am găsit niciun accesoriu. Vom vedea când deschidem celelalte cutiuțe dacă va avea sau nu. După cum vedeți, cea originală este mai galbenă. Șuvițele de păr sunt mai deschise la culoare, machiajul la fel, este galben. Fierce din remix are machiajul bej, cea originală avea rujul roșu, iar cea de astăzi are rujul maro. În rest, îmbrăcămintea este la fel, tot un pic mai deschisă cea veche, pentru că aceasta are nuanțe mai deschise și tenul pielii este și el mai deschis.
dar în rest sunt identice. Go-Go Queen, după cum vedeți, cea pe care o aveam eu, adică aceasta, nu este într-o condiție foarte bună, are bărbia dublă și rujul puțin șters. Nu am găsit-o într-o bilă și am cumpărat-o de la cineva de pe un grup, dar aceasta este foarte frumoasă. Sunt la fel, singura diferență este la păr, cea de la Remix are părul puțin mai șters, nu este așa blond ca cea din Confetti Pop, nu știu cât vă puteți da seama, dar este un pic mai galben. În rest, ținuta este la fel, la față aceasta e mai frumoasă, un pic. Cea din Confetti Pop își poate schimba culoarea, după cum vedeți, i-am scos bluza. Și are pens pe care scrie caution, adică atenție, și mănușa care se face neagră. Go-Go Queen din Remix nu își poate schimba culoarea, nu are nimic pe corp desenat, dar mi-a venit o idee. Să iau capul de la Remix și corpul de la Confetti Pop. Așa voi avea o păpușă cu fața perfectă și cu corpul care își schimbă culoarea. Ce ziceți? Gata! Aceasta este schimbată și acum are și fața perfectă și corpul Color Changer. Super! Iar aceasta va sta în culise, va fi cântăreața de rezervă. Iată-le și pe Metal Babe. Aici diferența este clară. Aceasta din Remix are părul de plastic, cealaltă din Hair Goals are păr adevărat. Nu mi-au plăcut niciodată șuvițele astea care atârnă. Am zis că o tund, dar n-am apucat. Sunt frumoase amândouă, probleme cu bărbia, au multe păpuși, așa că nu voi mai menționa acest lucru. Din nou, aceasta nu are încă accesoriile, nu știu dacă le vom găsi sau nu, dar ambele sunt frumoase. Și mai am o păpușă din aceea specială, care îmi plac mie, și anume, ta-da! Aceasta, care nu este tunsă. Are părul super lung, a fost prins sus și nu stă aranjat. Va trebui să-i fac baie și să-i coafez să stea în jos. Ce lung e și ciufulit. Știți că mie îmi plac păpușile care nu sunt unse și încerc să fac rost de ele. E super drăguță. Acum am un trio, un cor pentru Metal Chick să cânte în spatele ei. Aceasta nu are cizmele originale. Nu știu pe unde sunt. Super! O avem și pe Betty, cea cu păr de plastic, varianta Remix, și cea cu păr adevărat din Hair Goals. Ambele sunt frumoase, dar cea Remix e mai bine pictată, are negru ochiului mult mai mare și arată mai bine. Iar acum observ că cea din Hair Goals are un defect. Are albul pictat un pic greșit, trebuia să fie mai mic. Nu mi-am dat seama până acum. Se poate repara. Sunt super drăguțe amândouă, e una din păpușile mele preferate. Și bineînțeles că am una specială și aici. Ta-da! Nu are ținuta originală, am schimbat-o. Și are părul desfăcut. Ea a venit așa, nu știu dacă este ca Metal Babe și are părul înainte să fie tuns. Sau dacă îi desfaceți părul lui Betty, va arăta la fel. Nu promit, nu știu cât de lung este acesta. Odată am desfăcut o păpușă Hair Goals, cea cu părul mov, am uitat acum numele, îl voi scrie pe ecran, și era oribil, îi stătea în toate părțile, stătea ca o mătură. Am spălat-o, am încercat să o coafez, nu mi-a ieșit, o să mai încerc, dar de aceea îmi place să le iau direct cu părul necoafat, negelat, netuns, că îl văd cum stă și nu mai fac probleme că trebuie aranjat. E super creață. Și super frumoasă, e mai albă la față decât celelalte și are și câteva pete de verde, dar mie îmi place, este mai ciudat așa. Și acesta este trioul pentru Bad Girl, o groază de cântărețe ce avem, care vor să dea concert. Care-i preferata voastră? Voi încheia aici videoul, pentru că și așa cred că este destul de lung. Păpușelele mici îmi plac, mai ales cele două care au păr de plastic și înainte aveau păr adevărat, dar și Go-Go Queen, pentru că a mea avea defect și acum este perfectă. Sunt super și cele pe care le aveam și cele care le-am găsit în Remix, o să iasă o trupă fantastică. Puneți-mi în comentarii care este păpușica voastră preferată din toate cele pe care le-ați văzut astăzi. Pa!